Lucii erau adunare preoțească, predicul de pomenire Antonie Plămădeală, mitropolitul Ardealului. Știți că Mihai Eminescu, în vremurile acelea când se dărâmau biserici în București, a salvat o biserică? Și preoții au întrebat cum în altă sfințite. Uite cum a fost. Se punea problema să se dărâme biserica Sfântul Gheorghe Vechi, de la kilometru zero. I s-a spus lui Ceaușescu, iată acolo este totuși mormântul lui Constantin Brâncoveanu. N-are nimic, vom face un baldachin special în curtea bisericii, biserica va fi demolată că nu se putea transla și va rămâne acolo. Și atunci Patriarhul Iustin Moisescu, împreună cu Antonie Plămădeală, s-au dus la Gheorghe Pană, care era primar general al capitalei și a spus, știți că în biserica aceasta a fost provodit și Mihai Eminescu? Știți că în biserica aceasta i s-a făcut slujba de provodire și lui Caragiale? Transmiteți, vă rog, mai departe. Și cum știți cu toții, Ceaușescu avea un fel de afinitate față de poetul Mihai Eminescu și atunci a dat ordin ca dimpotrivă biserica să rămână pe loc. Iată deci cum poetul nostru național, Mihai Eminescu, a făcut atât de bine și pentru cultura românească, dar mai ales a făcut de bine și pentru cultura noastră bisericească. De aceea este datoria noastră, a celor de azi, să cunoaștem cât mai mult despre Eminescu, să cunoaștem cât mai mult și despre cei care i-au luat versul lui în aripat și l-au purtat în suflet, așa cum a fost și poetul pururea pomenit Ștefan Gheorghe. S-a cântat aici o cântare frumoasă. Deschideți larg ale cerului porți. De ce? Ca să intre Împăratul Măririi. Iată și noi, în această perioadă de 3 ore sau 4 ore cât am stat aici, ne-am deschis porțile largi pentru ca să intre spiritul poetului Eminescu, care aduce cu el pacea, aduce liniștea, aduce binecuvântarea și aduce cu el toate frumusețile pe care el le-a cântat. Într-adevăr, duminica aceasta este cunoscută sub numele, cum spuneam, de Duminica Recunoștinței. Iată, prin activitatea pe care ați făcut-o astăzi, domnule profesor, și vă felicităm, ați adus recunoștință și poetului nostru național, poetului Nepereche, cum a fost numit, dar ați adus recunoștință și poetului Gheorghe, dar și poeților și oamenilor de litere și de spirit care lucrează aici în Tulcea. Vă felicităm pentru lucrul acesta și, cum se spune la noi în Ardeal, Dumnezeu să vă țină harul. Și pe mai departe, și dacă dă Dumnezeu, poate ne întâlnim și peste 6 luni, tot într-o zi de 15 a lunii iunie, când comemorăm trecerea la cele veșnice ai poetului Mihai Eminescu. Vă mulțumim și dumneavoastră care ați venit și rugăm pe Dumnezeu ca pacea și liniștea și, cum spuneam, binecuvântarea din poezia lui Eminescu să se coboare în sufletele noastre ale românilor, pentru că avem mare nevoie de liniște, mai ales în aceste zile tulburi pe care le trăim. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze pe toți. La mulți ani! Preasfinția voastră, vă mulțumim de inimă pentru cuvintele adresate, pentru aprecierea activităților, a efortului depus. Eu vreau să mulțumesc deosebit colegilor mei de la revista de cultură Steaua Dobrogei, care m-au susținut multe zile pentru întâlnirea aceasta și au binevoit să vină astăzi aici. În zi scump, așa cum spuneam, cu cele două fațete mari, nu doar zi aniversare Eminescu, sau ar trebui în primul rând, pentru că, așa cum spunea Arghezii, este Sfântul prea curat al versului românesc. Dar și de Ziua Culturii Naționale, prin care am încercat să omagiem astăzi, colegii noștri, unii trecuți la Domnul, și despre căror operă suntem datori să vorbim, cei care sunt în activitate, care scriu, care publică și care cel mai adesea rămân într-un con de umbră, dacă, știu eu, cultura asemenea societății merge în derivă. Să sperăm că prin ce am făcut astăzi, 2 ore și 25 de minute, cât ați suportat stoic în această săriță, vom binevoi și noi și vom înțelege că am contribuit la câteva clipe de armonie, ceasuri de armonie, de înțelegere, dacă ne gândim la câtă înverșunare, la câtă neînțelegere și la câte semne de întrebare sunt astăzi în societatea românească și pe care le trăim zilnic, cu sufletul la gură, văzând ce se întâmplă. Să sperăm, așa cum și închei cu aceasta, cum spunea Eminescu, ce e poezia? Înger palid cu priviri curate.
voluptos joc de icoane și de glasuri tremurate, strai de purpură și aur peste țărâna cea grea. Vă mulțumim, vă dorim sănătate! Încă o dată șansa de a regăsi clipele ce-au fug și s-au risipit, și tot ceea ce împreună am clădit, portând în mereu doar privirea ta. Realitatea nu o pot accepta, ieri erai cu mine, azi nu mai ești. Ce s-au scris cândva au fost doar povești. Tu spune mereu trăiește-ți clipa, viața însă n-a putut ierta. Tu ești sus acolo printre îngeri, mi-a rămas doar amintirea ta.